Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Frumoasa actriță Sila Tercolo a acordat un scurt interviu reporterilor revistei. În interviul său, celebrul actor a vorbit despre ce fel de personaj vrea să joace în noile sale proiecte. Fiecare personaj pe care îl interpretez a adăugat lucruri speciale vieții mele. Sunt foarte norocoasă în acest sens. Sunt oameni cu ușoare dezechilibre, puțin rancoși, care amărăci, dar nu putem renunța. Ultima a apărut Sila Tercolo. În fața publicului cu serialul Emanet. Celebra actriță a făcut următoarele declarații în interviurile sale anterioare. Am obiceiul să sar de 3 ori când este la duș. Mama obișnuia să spună, apa s-a jos, Gizem este sus. Sila Tercolo, care a vorbit și despre dificultățile cu care se confruntă femeile din industrie, a exprimat dificultățile de a fi actriță astfel. Sunt multe lucruri pe care vreau să le spun despre dificultățile de a fi actriță, mai ales în industrie. Timpul, ești prioritizat pentru aspectul tău fizic mai mult decât pentru munca pe care o faci. Se vorbește mai mult despre ceea ce porți, greutatea și secretele tale de frumusețe decât despre visele sau eforturile tale. Conștientizarea acestei probleme în industrie mai lipsesc unele aspecte. Toată lumea trebuie să-și facă parte acum. Actrița a explicat aspectele negative ale profesiei sale astfel, toată lumea îți poate face fotografia cu telefonul confortabil, fără ezitare și fără permisiune, și să o distribuie pe rețelele sociale mass media. Mi se pare foarte lipsit de respect. Vă puteți împărtăși opiniile DVS. Valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! Pa!